Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură subordonată Consiliului Județean Călăraș, a organizat în data de 15 ianuarie, începând cu ora 11, vernisajul expoziției de grafică și acuarelă dedicată Zilei Culturii Naționale. Lucrările ce au fost expuse fac parte din colecția de artă plastică a muzeului, ce conține peste 1500 de tablouri în ulei, acuarele, desene, grafică, precum și o importantă colecție de sculptură. De asemenea, data de 15 ianuarie a fost prima zi din acest an în care au putut fi vizitate gratuit expozițiile permanente și temporare, organizate atât la sediul cât și la secțiile Muzeului Dunării de Jos. Ne întâlnim astăzi, ca în fiecare an, să sărbătorim Ziua Culturii Naționale. În același timp, 171 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Noi, Muzeul Dunării de Jos, încă de la instituirea acestei zile, am participat la sărbătorirea ei prin diverse activități, expoziții, simpozioane sau ateliere de lucru. Anul ăsta am hotărât să facem un pic altfel, căutând în depozitele muzeului, la sugestia criticului de artă Ana Amelia Dincă și împreună cu colegul nostru Victor Grigore, am descoperit o mică comoară de care știam, dar pe care nu am expus-o până acum în sălile muzeului. Este vorba de o serie de lucrări de grafică și acuarelă ale unor mari maestri în momentul ăsta. La momentul respectiv nu erau chiar atât de cunoscuți, mari maestri ai artei românești. Și aș menționa doar câțiva: Corneliu Papa, Dragoș Mărărescu, Marcela Ciocoiței, Constantin Găvenea și mulți alții, dar o să o las în continuare pe deja colega noastră, prietena noastră, criticul de artă Ana Maria Dincă, să ne prezinte expoziția. Vă mulțumesc! Muzeul Dunării de Jos are un patrimoniu foarte important în ceea ce privește arta plastică românească, modernă și contemporană. Iar expoziția de astăzi este o glorie a acestui patrimoniu. Ea a fost promovată în catalogul colecțiilor de artă cu câțiva ani în urmă și iată că astăzi o parte din colecția importantă de grafică a Muzeului Dunării de Jos se află pe Simeze. Această selecție este una făcută foarte atent. Conservatorul secției de artă, artistul plastic Victor Grigore, împreună cu managerul muzeului, arheolog dr. Valentin Parnic, și împreună cu mine am hotărât ca acestea să fie lucrările care să ne încânte astăzi ochiul. Fiecare artist din cei expozanți sunt nume importante ale graficii românești contemporane. Câțiva dintre ei sunt dispăruți, însă există nume aici care fac gloria fenomenului artistic contemporan în zona graficii. Despre Corneliu Baba, cuvintele mele sunt neînsemnate, având în vedere că este creator de școală de pictură. Avem în această colecție un desen Cosaș odihnindu-se, care este foarte sintetic, este o schiță foarte interesantă, dar în spiritul tematicii pe care maestrul Corneliu Baba a abordat-o. De asemenea, dacă acest patrimoniu de grafică cuprinde lucrări importante, să știți că și tehnicile sunt foarte diferite și importante. Dragoș Mărărescu, un apropiat al regretatului director al Muzeului Dunării de Jos, Marian Neagu, a avut în spațiile muzeului o expoziție de pastel și iată că probabil atunci domnia sa a donat canal Dunăre Marea Neagră. Cu toate că tematica ne-ar putea părea proletcultistă, lucrarea este făcută cu mare sensibilitate și cu multă atenție. Despre Grigore Patichis mulți avem o recunoștință deosebită, știm că domnia sa a fost sculptor, însă desenele sale, schițele legate de sculptură de volum au fost donate Muzeului Dunării de Jos. Domnul Grigore Patichis mulți a fost foarte generos și nu numai lucrările de sculptură care se află în patrimoniul acestei instituții de cultură sunt de o ținută estetică exemplară, dar și desenele sale, unele pur și simplu eliptice, altele sintetice, altele care descriu cu mare forță și cu gesturi simple ideea și mesajul pe care Grigore Patichis mult dorește să-l transmită. Avem în această expoziție lucrarea Copilăriei și Curioasa.
Un alt grafician foarte interesant, de fapt, este pictor Marcela Ciocoiței, recent dispărut. Știm că el face parte din istoria artistică a județului Călăraș și faptul că a deschis expoziția aici, că a fost apropiat al muzeului, că are o grămadă de prieteni în orașul nostru, îl face cu atât mai apropiat și de sufletul nostru, iar Cetatea Sighișoara este una dintre lucrările în care Marcela Ciocoiței descrie în laviuri și cu mare sensibilitate un aspect citadin legat de vechea cetate medievală. Dintre ceilalți artiști care într-adevăr sunt și ei o glorie a artei românești contemporane, nu am să pot să vorbesc despre fiecare pentru că lista este foarte mare, dar despre academicianul Mircea Dumitrescu este musai să aduc în discuție glorioasa sa activitate în zona culturii românești, în zona graficii, a gravurii, un om deosebit care a susținut generații de artiști plastici și care tuturor le-a dat cele mai bune șanse. Un om deosebit, care și acesta a avut o expoziție în foaierul Consiliului Județean. Vreau să spun că ne-a onorat într-un mod foarte frumos. De asemenea, dintre lucrările foarte interesante este cea și a Ilenei Bratu, o artistă care avea un alt stil, un stil liniar, foarte închegat, structurat, geometric, o artistă dispărută din păcate, care avea studii de filozofie, dar și de arte plastice, studiase la Paris, iar din păcate drumul său a fost oprit brusc, însă puținele lucrări care au rămas de la Ilana Bratu sunt lucrări care denotă o particularitate a concepției artistice. Și Marcel Chirnoagă este unul dintre gloriile graficii românești contemporane. Gravurile sale sunt cele care mie îmi plac extraordinar de mult. Acolo avem, în zona gravurii lui Marcel Chirnoagă, avem de-a face cu un alt tip de estetică, de abordare. El vine tot din zona suprarealismului și în gravură, la fel cum o face și în grafică, însă face parte din cele câteva 4-5 nume de gravori români pe parcursul a 100 de ani. Iarăși Maria Unțanu, o graficiană foarte apreciată și cunoscută, a donat Muzeului Dunării de Jos când a avut o expoziție personală aici la Călăraș, tot în cadrul instituției noastre, lucrarea Măști, o lucrare care descrie chipul feminin, care face parte din abordările permanente ale domniei sale, chipul feminin, introspecția, lumea interioară a femeii sunt elemente pe care le regăsim chiar în toate lucrările sale, chiar dacă uneori Maria Unțanu schimbă un pic abordarea compozițională. Această lucrare este o grafică alb-negru, pentru că Maria Unțanu lucrează și grafică policromă, însă aici acest melanj de personaje, această metamorfoză vorbește despre multiplicarea eului. Graficianul Ion Tițoiu de la Constanța este alături de noi cu o gravură legată de zona mării. Este o gravură lucrată foarte bine. Ion Tițoiu este un foarte bun desenator, un foarte atent constructor de imagine, astfel încât această lucrare pe care v-aș ruga să o priviți cu atenție este una realizată la mare artă. Bineînțeles că numele acestei expoziții sunt numeroase. Vreau să amintesc faptul că această expoziție este privată de lucrarea lui Vasile Grigore, marele pictor fovist al nostru, o lucrare excepțională în care îi recunoaștem stilul din pictură, în care degajarea gestuală este una foarte liberă, foarte sigură pe sine.
Trebuie neapărat la finalul acestor cuvinte să amintesc numele lui Vasile Cazar, care este întemeitorul Școlii de Grafică Românească, din care își trag seva mari noștri graficieni care i-au fost ucenici și despre care au curs multe rânduri și care este încă neexploatat suficient. Deci Vasile Cazar, în contextul acestei expoziții, întregește, sintetizează, repune în discuție fabuloasa sa carieră pedagogică, dar și extraordinara carieră artistică. Am să numesc acum ceilalți artiști care se află pe simezele Muzeului Dunării de Jos: Liana Petruțiu, Sofia Frankl, Gheorghe Șaru, Iulia Hălăucescu, Balog Lahos, Sofia Uzum, Teodor Bogoi, Veronica Grindinoc, Constantin Catrangiu, Sorin Tuțoiu, Costin Neamțu, Clara Cantemir, Mihaela Constantin, Maria Constantin și Constantin Găvenea, care și domnia sa a creat de-a lungul anilor acoarele excepționale, a excelat în zona acoarelei, care face parte din această lume a graficii și este unul dintre numele importante ale acoarelei românești. Constantin Găvenea este și un artist care a inspirat pe mulți acuareliști, este un artist asupra căruia ochiul nostru trebuie să insiste cu adevărat. Îmi place mult această expoziție, cum a fost panotată de colegii de la Muzeul Dunării de Jos, și este un lucru extraordinar faptul că managerul muzeului, arheolog dr. Valentin Parnic, dorește să promoveze de câte ori are posibilitatea, pe lângă fenomenul artistic contemporan și patrimoniul artistic al Muzeului Dunării de Jos, care este unul demn de luat în seamă.